Așa, hai să discutăm și despre migrație, dacă tot ne-am strâns aici, că am vorbit la taclale, la povești, la astea, a vorbit de Franța, de bla, 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 hai să vorbim un pic și de migrație. Să vă zic așa, care sunt... care sunt părerile mele pe chestia asta. Și pe părerea mea, migrația în Europa e ceva care nu este evitabil. E ceva inevitabil migrația în Europa. De ce? Pentru că avem criză demografică. Și pe lângă faptul că avem criză demografică, avem și o problemă cu distribuția forței de muncă. V-am mai zis și am mai vorbit de 100.000 de ori până acum pe acest frumos canal despre faptul că avem o grămadă de bullshit jobs în zona de, în zona de administrație în zona de privat, da, deci în zona de corporație, nu vorbim de stat. Avem și acolo birocrație, dar avem o hiperbirocrație în zona corporatistă. Avem oameni care sunt inteligenți, care au putere de muncă și care ajung să facă chestii inutile sau semi-inutile într-o birocrație hiperdimensionată de la privat. Toată lumea vorbește despre birocrația de la stat care e și aia problematică, dar lumea nu vorbește despre birocrația din privat. Birocrația din privat nu prea e adresată de lume. Pentru că birocrația din privat e considerată cumva ca fiind uh, treaba companiei. Dacă compania vrea să aibă o birocrație vastă, n-are decât să aibă, este o companie privată. Problema, în care, problema este că uh, în momentul în care toate corporațiile ajung să aibă o birocrație din asta cu middle management inutil, care creează tascuri inutile pentru tot felul de oameni din subordine și angajează foarte mulți oameni pe zona asta, uh, ce se întâmplă? În momentul ăla, spre exemplu, produsele și bunurile și serviciile pe care le creează companiile private stau tot mai scumpe. Pentru că nimeni nu vinde în pierdere. În momentul în care tu ai o armată de birocrați în spate, pe care îi plătești și îi plătești mai bine decât plătești, a venit din producție, prețurile tale evident că o să fie mai mari. Acum, ce s-a întâmplat, de ce avem zona asta de super birocrație? O avem din mai multe motive unul dintre motive este și hiperfinancializarea economiilor. Începând cu anii 80 a început s-a pus accentul ăsta pe dereglementare în zona de finance și observăm că chestia asta a ajuns să fie cumva prevalentă în economie dacă vrei, dacă te duce capul, ești bun la matematică, ești deșteptuț, nu știu ce, ce poți să faci tu ca să faci bani? Te duci te faci trader la o bancă de investiții sau la un fond de investiții sau la whatever și faci bani. Foarte mulți oameni se duc în zona aia. Chestia asta exista într-o măsură mult mai mică înainte de anii 80. Și începând cu anii 80, a crescut foarte tare chestia asta de financializare și practic s-a dat așa un, un, trend în societate și pe zona de birocrație. V-am mai zis, în zona de corporate finance, în companiile multinaționale care produc bunuri și servicii, nu vorbim de consultanță, între 5 și 10% dintre angajați, dintre toți angajații, da, lucrează în zona de finance, în zona de financiar. Băi, 5-10% într-o companie care produce bunuri sau servicii sau whatever. Doar finance. Gândiți-vă că mai avem HR, nu știu, marketing, procurement, legal și tot felul de alte departamente de astea care țin de birocrație. Deci avem o zonă foarte umflată aici. Cum se leagă asta cu migrația și cu criza a forței de muncă. Când tu ai o zonă de asta hiperbirocratică și inutilă și de și într-o măsură foarte mare, care e supradimensionată, evident că în zona de producție industrială, oameni muncitori esențial, oameni de care chiar ai nevoie, fără de care nu poți să faci producție, fără de ăștia care îți freacă Excel-uri pe petori și mail-uri pentru un birou, poți să trăiești, că s-a văzut și în pandemie. Închidem fabrica, opa, <laughs> crește inflația. Și asta e o problemă. Deci, practic, criza forței de muncă în momentul de față, unde este? Este la în zona de munci esențială, în zona de producție industrială. Și aici avem o problemă. Criza demografică ne face să avem din start mai puțin muncitori tineri, mai puțin oameni tineri care să se ducă pe, în general, pe muncă în general. Plus că mai avem problema a doua, că oamenii se duc să facă munci inutile de birou. Că alea sunt și plătite mai bine. Ce a mai făcut neoliberalismul? A mutat joburile industriale de manufacturing de producție din America, din Europa, l-a mutat în Asia mutându-le în Asia, ai avut o grămadă de oameni care munceau până acum în fabrici și deodată nu mai aveau obiectul muncii. Salariile au scăzut foarte mult în zona de producție, muncitori în fabrică, nu știu, calificați sau mai puțin calificați. Salariile au scăzut foarte mult. Majoritatea oamenilor, acum fac facultăți, majoritatea care nu-ți dau niciun fel de knowledge și ajung în zona de birou, birocrație, în loc să se ducă în zona de producție și manufacturing. Dacă vedeți unde avem probleme cu criza de muncă, fix acolo avem, la meseria și la oameni la, în fabrici. Noi acum, vestul, încearcă o decuplare de la China. China care e manufacturing powerhouse o planetă. Și vrem să luăm producția din China și să o mutăm undeva mai aproape de casă, eventual acasă. Doar că tu când ai oameni care fac muncă de birou inutilă criză demografică, tu n-ai cum să-ți muți producția din China la tine acasă, pentru că la tine acasă nu are ce dracu să muncească. Și atunci ce faci? Păi ori reduci bullshit tu, aici mai ușor de zis decât de făcut, du-te și convinge corporatiștii, ceo că toată structura lor sau o foarte mare parte din structura lor birocratică, de care ei probabil că se mândresc, că ei au adus-o și ei o întrețin, explică-le că ar trebui să plece și că lumea ar trebui să se ducă de, nu știu, făcut Excel-uri și PPT-uri, l-a muncit în fabrică. Greu. Greu cu chestia asta. Și atunci ce putem să facem? Păi ar trebui să aducem oameni care să muncească. Deci migrația e inevitabilă pentru chestia asta. Deci e inevitabil să faci asta. Asta în caz că nu vreți voi să plecați de la munca voastră de birou, mă rog, mai mult sau mai puțin călduță, către zona de muncă în fabrică. Aici intervine și automatizarea, care se tot promite în manufactură, automatizarea e și asta o chestie. Trebuie făcută și automatizare, într-o măsură se face, dar nu se face cât ar trebui. Ar trebui să se facă automatizare mult mai multă, plus că sunt bani pentru investit în automatizare. De, unde, de ce zic eu că sunt bani de investit în automatizare? Pentru că mă uit în ce valoare fac companiile, corporațiile stock buybacks. V-am mai zis de stock buybacks. Stock buybacks, compania se duce pe bursă, cu banii din profituri și își cumpără înapoi acțiunile. Practic dispar acțiunile alea. Da? Asta ce face? Crește prețul la acțiunii. Că fiind mai puțin acțiuni pe piață, crește prețul acțiunii. Asta înseamnă că executivii iau bonusuri mai mari, acțiunile fiind mai valoroase, executivii, top executivi, ăștia, top executives, ei dețin și acțiuni la rândul lor, acțiunile alea se apreciază în valoare și toată lumea din top management e mulțumită. Acum, stock buybacks astea, în companiile din SP500, reprezintă undeva la ceva gen 3-4% din PIB-ul american pe an în stock buybacks. Doar cele mai mari 500 de companii din America. Deci, dacă ăștia, în loc să ia ăia banii ai imens, care sunt de ordinul la 100 de miliarde, să-și facă stock buybacks, în loc să facă asta, ar investi în automatizare, linii de producții noi, în, nu știu, America, în cazul SP500, sau în Europa, în cazul companiilor europene. Că și companiile europene fac chestia asta. Dar ei nu o fac. Pentru că fac stock buybacks și în loc să investească banii în noi active, productive, cum ar fi automatizarea din fabrică, ei își cumpăr banii înapoi, își cumpăr acțiunile înapoi, fac bani, iarăși sistemul ăsta financiar, hiperfinancializat despre care vă spuneam, la asta s-a ajuns. Și chestia asta e nasoală. Deci, își cumpăr acțiunile înapoi, au armate de birocrați ineficienți, demografia împioneze, ai nevoie să aduci cel puțin pe termen scurt, ai nevoie să aduci migrație, pentru că altfel nu faci față. Obligă-i pe să, sau nu știu, punele taxe mari pe stock buybacks. Asta ai putea să faci ca guvern. Să-i obligi să nu mai aibă birocrații inutili și structură de middle management hiperdimensionat în corporație, asta e mai greu. Asta, nu știu, cum poți să-i obligi? Deci avem problema cu demografia, da? Și am zis că asta se rezolvă cu migrația. Acum sunt două tipuri de migrație pe care poți să ai. Migrația pe bază de contract de muncă, permis de muncă și migrația pe bază de refugiați. Europa a zis că, băi, uite, refugiații să vină și le dăm de muncă și o să muncească și o să fie bine ca să nu fie rău. Acum, problema care e cu refugiații? Din ce am văzut pe niște statistici pe care m-am uitat de la Uniunea Europeană, în jur de 30% dintre migranții care vin și cer uh, statutul de refugiați nu îl primesc. Pentru că nu vin din țări care au războaie, care na, nu îndeplinesc criteriile. Și în momentul ăla e 30% dintre migranții care ție vin în Europa, care nu pot fi angajați, pentru că în Europa nu e ca în America. În America, dacă intră un migrant ilegal, se duce a doua zi la muncă, l-angajează cineva angajatorul nu-i pasibil de amendă sau de pușcărie pentru că a angajat un migrant ilegal. În Europa decât la negru și e complicat. Deci ăștia 30% care nu prime statut de refugiați sunt blocați. Ori muncesc la negru, evident pe salarii mizere, ori trăiesc în sărăcie luce, ori s-apucă și fac infracțiuni, ori se întorc la ei acasă, doar că de întors la ei acasă un pic mai greu să se întoarcă. Unii dintre ei, unii dintre ei nici nu vor trebuie să nu stai să-i hăituiești, să-i prinzi, să-i unde sunt, știi? Mai complicat. Și atunci ai o parte dintre refugiați, dintre migranții ăștia care n ajung să fie deloc integrat sau integrabili pentru că din start n-au acces la statutul legal. Așa. Acum, ceilalți migranți care vin pe zona asta de refugiați și care, mă rog, aici vorbim și de niște considerații umanitare. Eu vreau să mă adresez mai mult, să adresez mai mult perspectiva economică, dar totuși e și o perspectivă umanitară. Dacă Când ai oameni care zic pentru că în țară la ei este război civil și la a o bombă în curte, e o considerație umanitară de care trebuie să ții cont. Da? Acum, migranții ăștia care vin din zone de război, țări sărace și sărace cu război, practic, au niște, au niște probleme de ordin, n-aș de ordin mental, dar au niște traume. Oamenii ăștia sunt traumatizați, sărăcie, război, chestia asta te traumatizează. Și e destul de greu ca oamenii ăștia să vină și să se integreze. Pentru că nu e ca și cum ar veni într-o țară vestică, foarte ok, cu, nu știu, valori democratice, whatever. Nu, oamenii ăștia vin din niște zone în care au avut niște vieți foarte grele. Și atunci e un pic greu să se integreze, dar nu e imposibil. Nici Europa nu face ce ar trebui sau cât ar trebui să facă pentru oamenii care vin ca migranți. Să vă dau un exemplu în Suedia, că toată lumea vorbește de Suedia. E, în Suedia sunt foarte la putere, sau, mă rog, sunt foarte importante sindicatele pentru condițiile de muncă și salariile angajaților, ale muncitorilor. Da? Suedezii, suedezul suedez, ăla e în cel mai multe cazuri sindicalizat. Emigrantul care vine în Suedia, sunt șanse foarte mari să nu pupe sindicat. În momentul ăla crezi clar o, o, diferență între localnici și migranți, pentru că migrantul are salariu prost, are condiții de muncă mult mai proaste decât suedezul care e cu sindicatul. Da? Sindicatul negociază salarii colective, contract de muncă colectiv, condiții de muncă, concedii, nu știu ce. Migranții sunt în afara acestui sistem. De exemplu, Suedia nu are salariu minim. Suedia are salarii date pe bază de sindicate. Dacă tu ești în afara sindicalizării ca migrant, din start ai un handicap. Aici ar trebui să lucreze cumva Europa, să remedieze cumva problema asta. Și problema. Asta e doar un exemplu de problemă. Iar Iarăși, ghetoizarea. Dacă vin migranții și tu îi bași pe toți într-un cartier undeva la marginea orașului, poți să fii 100% convins că acel ghetou va fi de neintrat în el în câțiva ani, având în vedere statutul socioeconomic al oamenilor de acolo. Deci să evităm ghetoizarea și să încercăm să-i tratăm pe oamenii ăștia care vin ca migranți pe bază de refugiați, să-i tratăm un pic mai bine. Să încercăm să integrăm în special pe piața muncii. Asta mi se pare foarte important. Nu sunt fanul să luăm 10 milioane de migranți și să-i ținem pe ajutoare sociale. Nu. Oamenii trebuie să-și găsească joburi, trebuie să muncească, să facă chestii productive. Că altfel n-are niciun sens. Bun, ce ar mai fi aici la, la migranți? Totuși, din perspectivă economică, cea mai bună migrație este migrația pe bază de permise de muncă și ar trebui să încurajăm foarte mult migrația pe bază de permise de muncă. Da? O altă chestie pentru care avem nevoie de forță de muncă, în condițiile în care avem demografie slabă, sunt pensiile. Ca sistem de pensii publice sau sistem de pensii private, pensionarii aia care sunt mult mai mulți comparativ cu oamenii tineri, ei oricum o să scoată resurse din economie fără să producă, indiferent că e sistem de pensii privat sau public. Că dacă e sistem de pensii public, pensionarii își trag banii de la stat. Dacă e sistem de pensii privat, pensionarii își trag banii de la privat. În societate, per total, e un zero-sum. Deci, tu ai nevoie de oameni care să producă pentru pensionarii tăi din țara ta asta, dacă nu vrei să moară pensionarii de foame. Asta dacă nu vrei să hipertaxezi angajații, că acolo ajungem. Dacă noi avem pensionari mulți, oameni tineri puțini, pensionarii trebuie să nu moară de foame, de unde luăm banii? Păi taxăm pe angajați. Că altfel nu se poate. I taxăm pe aia care produc. Altfel nu se poate. Nu e mai bine să avem mai mulți care produc? Ba da, therefore e nevoie de migrație. Migrația de unde poate să vină? Nu o să vină americanii să muncească în Europa. Nu o să vină australienii să muncească în Europa. Că au și ei munca lor în America, au munca lor în Australia, au munca lor în Japonia, nu o să vină japonezii, cine o să vină? O să vină oameni din țări sărace, în principiu. Și cât toate din țările astea sărace, na, mai sunt probleme de uh, drepturi ale omului, cum e văzută femeia în societate, în țările alea? Adică ei sunt nu cei mai progresiști. Da? hai să fim serioși. Dar, totuși, trebuie să aducem, pentru că altfel ne transformăm într-un azil de bătrâni săraci. În loc să ne reindustrializăm cum ar trebui, pierdem trenul reindustrializării, pentru că nu avem suficienți oameni care să muncească în industrie. Avem mulți care fac bulci, dar nu avem mulți oameni care să lucreze în industrie. Deci pierdem tren, trenul industrializării. La ce ajungem? Ajungem la bătrâni mulți și săraci tineri, puțin sărași și șomeri. Da? Deci, fără migrație, nu se poate. Cel puțin pe termen scurt. Acum, we need to make childs. <laughs> Bă, da, we need to make childs. Și aici trebuie să ajungem. Asta e chestia. Cum ajungem noi să facem copii? De ce nu face lumea copii? Ce trebuie să facem noi în sistemul ăsta occidental, vestic, european, nu știu, american, sudcorean, ca să facă oamenii copii? Că momentul în momentul care oamenii nu fac copii, de ce nu fac? Oare pentru că de ce? V-am mai zis de multe ori, se poate reduce la partea de timp și de bani. Când vorbim la partea de bani, trebuie să reducem un pic din inegalitățile în distribuția veniturilor și averii. Nu zic să împărțim toată averea în mod egal și toți banii în mod egal la toți oamenii, nu. Dar trebuie să reducem din astea. Am avut exemplu de după criza din 1929, modelul economic de tip kenzian, care a redus foarte mult din inegalitățile astea și a fost o perioadă înfloritoare pentru America și pentru Europa și pentru umanitate în general, până când s-a reversat trendul prin anii 80, când au venit Thatcher și cu Reagan. Și trebuie să ne întoarcem la ceva de genul ăla. Nu știu dacă se poate să fie exact cum era atunci, că s-a mai, schimbat, mai schimbat lumea, s-au mai schimbat lucrurile, dar trebuie să ne întoarcem într-o zonă cu inegalități economice mai mici între oameni, astfel încât accesul la posibilitățile societății să fie un pic mai uniform, da? Nu zic să nu există oameni bogați, nu zic să nu este milionar, nu zic să nu este miliardari, nu zic este asta, nu zic să facem comunism. În niciun caz. Dar trebuie să ne ducem undeva pe o zonă de asta, model mai nordic. Uite, de exemplu, Suedia nu are o rată de fertilitate proastă. E sub replacement rate-ul de 2,1 copii pe femeie, dar nu e așa de rău ca în alte zone. De exemplu, conservatorismul, se pare că în Polonia nu funcționează. Polonia are cam cea mai proastă rată de fertilitate din Europa și e cam cea mai conservatoare țară, țară din Europa. Deci asta cu conservatorismele nu merg, pentru că societatea se schimbă. Și atunci trebuie să facem chestia asta, timp și bani. Deci pe partea de bani putem să reducem din inegalități, putem să creștem gradul de automatizare și pe timp ce facem? Pe partea de timp ce facem? Păi pe partea de timp, o chestie foarte importantă la care trebuie să ajungem este să scădem programul de lucru. Pentru că în momentul de față noi muncim la fel cum munceam 8 ore pe zi, dar ăsta e programul 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, la fel cum era programul și în 1960, și în 1970, tot așa, era 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Problema este că avem foarte mult progres tehnologic față de ce aveam atunci. Putem să facem mult mai multă automatizare decât exista atunci productivitatea muncii, de fapt, dacă vă uitați, a crescut foarte mult comparativ chiar cu anii 80, mai vorbim cu anii 50, a crescut foarte mult productivitatea muncii. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi nu prea avem niciun motiv să ținem ziua de muncă de 8 ore pe zi. Plus că v-am mai zis, bullshit work da? Oamenii care stau în birouri și freacă nimic 8 ore pe zi, n-au niciun motiv să muncească 8 ore pe zi. Deci trebuie să reducem timpul de ore lucrate. Trebuie să diminuăm din disparitățile economice dintre oameni, și evident, trebuie să încurajăm cumva și partea asta de oameni să facă copii. Facem un pic de propagandă ca oamenii să facă copii. Oamenii care vor să facă copii, că oamenii care nu vor să facă copii, n-au decât să nu facă copii, treaba lor. Dar fără componenta asta economică, da, care ține de timp și de bani, nu avem ce să facem. Suntem condamnați, trebuie să schimbăm niște uh, fundamentele modului în care vedem economia și relațiile astea din economie ca să putem să trecem un pic peste și să avem și noi o rată de fertilitate mai ok. Spre exemplu, trebuie să mai umblăm și la rolurile de gen. Rolul de gen care plasează femeia ca fiind cea care trebuie să aibă grijă de copii și în foarte multe cazuri și de casă. Și în foarte multe cazuri se întâmplă chestia asta. E, uite, femeia nu mai vrea să fie gospodină și mamă la copii și atât. Deci, trebuie ca și bărbatul să fie mai implicat în chestiile astea. Da? Uite, aici e o componentă feministă pe care trebuie să o incorporăm. Că nu putem să ne mai întoarcem la situația din, nu știu, timpuri memoriale, cu țăranul român care stătea la țară și făcea 40 de copii. Că nu mai suntem, nu mai... S-a schimbat societatea, s-a schimbat economia, s-a schimbat tot. Ce mai trebuie schimbat un pic? Trebuie să schimbăm un pic și mentalitatea asta noastră de homo economicus, da? Economia asta neoclasică cu individualistă. Asta despre ce... Fix ce zicea Margaret Thatcher, că zicea că there's no society, there's only individuals. Sau there are only individuals. Asta zicea Margaret Thatcher. Deci, practic, promovarea Uh, ideea asta de homo economicus din economia neoclasică, cum că omul trebuie să-și maximizeze, fiecare individ trebuie să-și maximizeze în mod egoist uh, rezultatele financiare, rezultatele economice. Chestie care duce la, evident, egoism, individualism și noi, de fapt, suntem animale tribale. Noi suntem animale de grup. În momentul în care vii cu niște memeuri de astea sociale de tip homo economicus, fix acolo lovești. Lovești în natalitate, lovești în ideea de grup și oamenii na, ajung să nu prea mai facă copii pentru că nu te sprijină grupul, nu te susține grupul, nu există societate, cum ziceam Margaret Thatcher da? păi dacă nu există societate eu dacă mă duc la muncă nevastă să se la muncă ca să creștem copilul păi cum facem că nu avem timp nu avem bani, adică nu credeți că ar trebui și societatea să se ocupe cumva de copii ăștia? Nu știu, zic și eu niște grădinițe publice accesibile gratuite eventual, pentru copii ca să pot să mă duc și eu la, nu știu, muncă, știi? E o țară dezvoltată cu 2-1, Israel are peste 2-1. A, bine, noi nu suntem așa rău, suntem pe la, nu știu, 1-7, 1-8, la fertilitate, pentru că noi în continuare suntem foarte agrari și avem vreo 20% din forța de muncă care lucrează în agricultură. Mm. În Europa, media de urban rural este de, nu știu, mi se pare că 70% plus la sută stau în urban în Europa. În România e cam 50-50. Forță de muncă în agricultură există în Europa undeva la 7%, 6%, ceva de genul ăsta, sau 3%, nu mai știu, o chestie de asta minusculă. În România mi se pare că duce spre 20%. Când vorbim de economii de asta mai agrare, cum se pare că are în România, dacă ne uităm la câți oameni lucrează în agricultură, copiii forță de muncă până o gradă, știi? Și aici, da, avem, de cred eu că avem o rată de fertilitate ceva mai mare decât media Europei pentru că suntem destul de rurali. Dar nu o să fim rurali forever. Partea asta de rural o să se ducă ușor, ușor și la noi o să se urbanizeze. Margaret Thatcher be like we don't live in a society. <laughs> exact. Și în momentul în care ai tipul ăsta de gândire, bă, fiecare e pe barba lui, poți să faci copii, poți să crești bine, nu poți la revedere. Bă, nu e ok. Tipul ăsta de gândire e împotriva naturii umane, că tot conservatorii și ăștia libertarieni tot vorbesc de natura umană. Bă, natura umană nu e așa. A, da, și apropo, ce mai zic ăștia? Ce idei crețe mai au diversi oameni? Inclusiv prin Grecia implementează asta. Am vorbit și pe live-ul de data trecută despre treaba cu Grecia. Vor să bage ziua de muncă și unii ziceau, niște CEO inteligenți, foarte inteligenți, ziceau că trebuie să băgăm ziua, săptămâna de muncă de șase zile și în România cum face acum Grecia. E din cauza, evident, a crizei forței de muncă, da, ce vine ca urmare a crizei demografice o să, chestia asta o să-ți dea și mai în jos natalitatea. Nu mai vorbim că ne întoarcem așa ușor, ușor la 1800. În condițiile care avem progres tehnologic, automatizare, creșterea productivității muncii, care apropo a crescut mult mai mult decât salariile, iar productivitatea, mu, productivitatea muncii reale, dacă am scoate din ecuație bullshit joburile, băi ar fi skyrocket că de fapt noi dacă ne-am reorganiza uh, distribuția forței de muncă, practic și cu căderea asta demografică n-am avea o problemă cu forța de muncă, doar că avem distribuită foarte prost și ăsta e practic un eșec al pieței. Sunt multe eșecuri ale pieței, de-aia eu nu-i supor pe care cred că piața e mereu perfectă. Piața e necesară, dar piața dă rateuri. Ăsta, distribuția forței de muncă uh, cu zona asta de muncii inutile și stupide uh, din privat, ăsta e un eșec clar al pieței. Pentru că piața e ce să vezi ceva subiectiv, nu are ceva obiectiv în el. Dacă e un trend în societate, într-o zonă, piața se duce încolo. Că e rațional, economiștii ar zice că e rațional, doar că nu prea e în cazul ăsta. Sunt multe chestii iraționale în economie care se repercutează în piață și de-aia piața nu e întotdeauna perfectă. Statul ar trebui să vină cu crește grădințe subvenționate. Da. Cu șase zile de muncă o să ajungem la natalitatea Japoniei. Păi ăia de ce crezi că au natalitatea așa de praf și Corea de Sud? Că ea muncesc foarte mult când se muncește și au o cultură de asta excesivă a muncii, la asta ajungi, la o natalitate de... Zici că e mortalitate, știi?